De data aceasta este vorba de virusul AH3, cu care a fost infectată o femeie de 35 de ani. În această săptămână a fost confirmat un caz de gripă cu virus AH3 la o persoană de sex feminin în vârstă de 35 de ani, din mediul urban. De la începutul sezonului au fost înregistrate la nivelul județului Galați 4 cazuri de gripă. Pentru a nu avea neplăceri de acest gen, medicii recomandă vaccinarea antigripală, cu atât mai mult cu cât în stocurile Direcției de Sănătate Publică Galați mai sunt disponibile doze de vaccin. Până în momentul de față au fost administrate 17.860 de doze, iar în stocul DSP-ului mai există 290 de doze de vaccin antigripal.